Atunci când vrem să vedem ce mai face un fost coleg de școală sau un prieten cu care nu ne-am văzut de mult, ne uităm pe site-urile de socializare. Pozele postate, uneori chiar și cu sutele, ne lămuresc perfect. Din câteva clicuri am aflat tot ce voiam să știm. Cât de real ești însă, ceea ce vedem ne spune colega mea Evi Popa. Bună, Evi, trebuie să mă lămurești. Lămurește-mă. Bun găsit. Sunt șanse foarte mari să fim păcăliți. Adică cum? Și asta pentru că cei mai mulți dintre utilizatorii care postează pe rețeaua de socializare fotografii vor să arate că viața lor este mult mai interesantă decât în realitate. Ba chiar unii admit că se fotografiază cu obiecte împrumutate și spun că le aparțin. Cercetătorii britanici, care au făcut, bineînțeles, și un studiu, spun că totul este doar pentru like-uri. Dar toți cercetătorii spun că mai sunt și cazuri în care internauții procedează așa pentru că vor să stârnească invidia prietenilor, dar și a familiei. Și bineînțeles, cum altfel decât cu fotografii în locuințe bine aranjate sau cu ținute atent alese. Pentru că, bineînțeles, fiecare imagine contează. Acest obicei nu-l întâlnim însă doar pe Facebook, ci și pe alte site-uri de socializare, așa că depinde doar de noi cât și pe cine credem. Studiul arată însă că 75% dintre internauți îi judecă pe cei din jur strict în baza profilului de Facebook.